Bună ziua! Mare sărbătoare aici la Șiria, nu-i așa? Și vă ați și pentru sorechiul vinului. Greu de mă până aici, așa e? Rod bogat au asta, tare m-am mai amețit. Nu știți, acela hanul cu noroc e întâlnirea cu țăranii. Mă duc să văd unde e hangița. V-ați vrea să strânge lumea, trebuie să ajungă și șirienii noștri. Vă spuneam că anul trecut, la concurs la Muzeul Național al Satului din București, Șiria, singura comună din Arad, a ajuns printre localitățile finaliste la concursul satelor culturale și turistice și a obținut titlul de Satul Cultural al României 2016. Nu ar trebui să ne mire o localitate așezată în mijlocul unei podgorii, cum este și această podgorie a Aradului Mureșana. Aici Câmpia Tisei, corul Munții Zărandului, reprezintă și prin poziția geografică o atracție turistică. Slavici, fiul satului, o zis că Șiria e cel mai mare și mai frumos sat în toate satele din Podgorie. Să nu mai spunem că este o localitate bimilenară, bătută de o mândră și străbătă cetate. Peisajul și istoria comunei se întâlnesc. Unii spun cu originea noastră până în trecutul depărtat al dacilor. La sfârșitul războiului dintre dacii romani, comandantul dacilor, Siris, o hotărâ să se predea. Da, să vezi cum! O jucat o farsă urâtă romanilor. Cu ocazia predării, o organizat o masă mare la care au participat și dacii și romani. Vinul cel opus de crin a fost de nandu s-o trăvit din către daci. Așa că ucis și pasădați, dar păi și pasădători. Și mai zice că, sub stăpânirea morții, s-ar fi înfrățat unii cu alții fără să mai fie impuși și vingători. Această poveste are cu siguranță sunuri de adevăr, care, datorită trecutului îndepărtat, pare a fi atât de ireală. Totuși, nimeni nu poate contesta existența de abedacice. Sunt atâtea alte legende de specitate care cu siguranță conțină sovări de adevăr, dovadă încăpățânarea lor de arome de veacă. Și mai au meritul de a da o căldură plaierilor șiriene și de a face să plutească deasupra lor o simfonie de demult care răsună în urechile șirienilor și altor drumezi de prin părțile noastre atunci când își ridică privirea spre ruinele din vârful acestor dealuri. Cetatea ce străjunește satul datează din secolul al XIII-lea, în maghiară numindu-se Vilagoș și în germană Helburg, însemnând cetatea luminată. Noi, de la vecinii noștri, zicem Vilagoș. Își regete de scară trei cetăți de la poalele munților, Șiria, Șoarea și Deza. El a fost construite prin magie de trafele care sunt întâlnit la Șiria și au spus urmă așa. Prima, au zis, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, cetatea mea o fi dată mâine. A doua, și după mea o fi dată tămâine. Iar a treia, nu s-a lăsat mai prejos și a zis, și cetatea mea o fi dată mâine, chiar dacă nu mă ajută bunul. Și-a ridicat cetățile. Dacă Dumnezeu e pedepsitare, transformându-le în trei șerpi albi, cu câte o coroană de aur pe cap și o cheie de aur în gură. Și apoi a prăbușit cetățile. De atunci, cele trei juvine apar pe dealurile cetății, așteptând că eliberatorul să vină să le ia cheile și coroanele și să le transforme înapoi în fecioare, și iar cetățile să-și redobândească splendarea. Bună ziua! Vă că nu sunteți de prin părțile locului. Veniți aici cu noi să închinăm de culesul viilor și de surechiul vinului. Nu suntem de pe aici, dar am auzit și de surechi și de sărbătorile care sunt prin părțile locului, mai ales toamna. Tot pe dealurile voastre știu că se organizează diferite competiții sportive, cum ar fi sărituri cu parapanta sau concursuri de mountain bike. Am venit pregătiți pentru toate. De Vilagoș am citit în amintire lui Slavici. Când era copil, se uita cu mirare spre cetatea de pe culme, crezând ceea ce spuneau oamenii locului, că ar fi fost zidită de fiica unui oraș care îngrămădea bolovan într-un car cu patru boi pe care îl lua în pălăie și îl ducea până în vârful dealului. Și multe alte legende. Să vă țină Dumnezeu cu sănătate, că noi tare bucuroși suntem pe Goști. Istoria spune că cetatea și ea a fost ridicată în aceeași perioadă cu Dezna, voivozii și gnejii români având un rol important în istoria acesteia. La sfârșitul secolului al XV-lea, cetatea Șiria s-a aflat sub poziția lui Matei Corvin, iar pe vremea războiului Gheorghe Doja, acesta a ocupat o vreme împreună cu cetele sale de țărani. Două secole mai târziu, cetatea Șiria folosește drept garnizoană și lui Mihai Viteazul. Sub dealul cetății se poate vizita Castelul Bohuș, unde funcționează muzeul memorial închinat marelui scriitor român Ioan Slavici, născut la Șiria cu un an înainte de capitulare. Tot acolo se găsește o expoziție permanentă a compozitorului Emil Moția. Am fost anul trecut la Teatrul de
vară de aici și ne-am promis că o să revenim odată cu recolta de toamnă. Iar, dacă vrea bunul Dumnezeu, ne-am întoarce și la caravana tradițiilor de iarnă. Am auzit de valoarea filmului La Mara cu Noroc, realizat în 55 după opera lui Slavici și nominalizat pentru Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes din 57, dar nu am fi prins farmecul dacă nu l-am fi urmărit în mijlocul consătenilor lui Slavici. Ar mai fi ceva de vizitat. Mănăstirea de la FRD, fi foarte aproape de și ea, din zvonul făcător de minuni. Îi luau de pe minunile de Sfântul Dumnezeu de la Ferdeu au început în anul 1870, cred, perioada în care un neam din Sântana s-a sosit cu fetița bolnavă la izvor. Spălând-o cu apa vindecătoare, copila născută oarbă s-a vindecat în mod miraculos. Drept recunoștință, tatăl a ridicat așa cruce de lângă izvor. Zice că pântrii șapte, chiar în a doua zi de Rusalii, păstășirea s-a coborât o furtună tare puternică. În timpul ăsta au fost răzniți de fulgere doi turiști care au fost la Feredeu. După aia s-a aflat că ei de fapt au fost acolo ca să băjocorească biserica. Pentru ca istoria să nu se mai repede și de aminti și altora, ca Schito să nu mai fie luat în bajocoră, s-a luat hotărârea să se construiască monumentul de la Harta 10 Livadă. Tu trebuie să știi, cu ce se ocupau șirienii mai de mult? Cum se descurcau? Lucrau în drum și în iar. Bărbații cosau, iar femeile în urma lor făceau znori. Alții se ocupau cu grădinăritul sau cu creșterea animalelor. Dar despre portul lor, cum se poartă ei la sărbători? Nu era. Poartă pantaloni, pantofi, cămeșe și păstrează bon și clop în cap. Iar femeile poartă sumnă, bluză, aceea cu mâine pe lângă îi se zice și viziblu și în cap cot. Avem și niște plăcinte tare bune, care merg numai bine pe o cântare. Să înceapă spectacolul.